Vă îmbrățișez chiar dacă a trecut doar o săptămână, să știți că mi-a fost dor de voi. Mi-a fost dor să revin aici la showroom-ul de mobil al SEMO, care găzduiește podcastul meu. Am să încep ediția de astăzi cu o mărturisire despre mine. Despre mine. Primul meu job uh, a fost cel de promotor la un brand de țigări, pe vremea când aveam 17 ani. Mă înscrisese mama la o agenție de modele, pentru că era îngrijorată de faptul că eram destul de băiețoasă, mergeam doar în Adidas și a zis, Ești adolescentă, trebuie practic să știi și tu să mergi pe tocuri. Deci după ce am absolvit cursurile acestei agenții destul de serioase de altfel, s-a declarat mulțumită că are și ea o fată frumoasă, înaltă, minunată, care știe să meargă măcar pe tocuri. Dar să știți că nu întâmplător vă spun această poveste, pentru că ea are legătură cu subiectul de astăzi, căci invitata mea a descoperit modeling după vârsta de 40 de ani și nu s-a mai lăsat de el de atunci, a pus uh, la cale un proiect foarte fain care se numește Cardinal. I a dedicat femeilor care au peste 35 de ani și își doresc să fie, măcar pentru o seară, modele adevărate pe podium. Salina Cotiga și Cardinalia a apărut ca urmare a fascinației mele pentru modă și modeling. Povestea mea? Încă din liceu, mă uitam cu mare bucurie la emisiunile de modă și îmi doream să fiu pe podium. Viața m-a purtat însă pe alte podiumuri și am defilat cu succes pe cheltucul finanțelor și al managementului de procese în lumea multinaționalelor. Dar acolo adânc, în inima mea, a rămas magnetismul pentru modă și modeling. Așa că, acum 2 ani, am hotărât să aduc visul la realitate. Am absolvit cursurile de modeling, am făcut catwalk și am arătat lumii întregi ce face Adina atunci când nu este director financiar. Și nu am vrut să mă opresc aici. Așa a apărut Cardinalia. Cardinalia aduce o nouă motivație femeilor splendide din România, care strălucesc în diferite domenii și aduc o contribuție importantă societății noastre. De ce n-ar străluci și pe podium? Așa că dacă ai peste 35 de ani, îți place moda și modelingul, și vrei să fii în lumina reflectoarilor? Te invit pe 22 septembrie să facem un chetoc împreună într-o locație de poveste. Fii regină pentru o zi! Adina Cotiga este invitata mea, femeia din spatele acestui proiect minunat, Cardinalia. Adina, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația mea și te felicit din start pentru curajul de a face asta și pentru determinarea, determinarea ta de a-ți urma visul, că ce mare lucru să mergi acolo unde inima te cheamă. Totuși, partea asta cu modelingul este la polul opus față de ceea ce faci tu în fiecare zi. Octavia, îți mulțumesc mult că m-ai invitat și sunt aici. Mă bucur foarte tare să pot să vorbesc despre Cardinalia în podcastul tău. Da, este la polul opus, practic trăiesc două vieți paralele. Eu de meserie sunt finanțist, lucrez de 23 de ani în domeniu. Momentan sunt director financiar la o companie românească de de o multinațională. Și pasiunea mea din liceu este moda și modelingul. Adevărul e că și arăți într-un mare fel. Adina are... Câți ani Adina? 46 de ani, în noiembrie 47. Mulți înainte. Mulțumesc. O vedeți cum arată? Ce înălțime ai? Că ești mai înaltă 1, de 1, 76. Nu, 76. Eu am doar 1,72, dar. Astăzi, când ai venit, cel puțin, deși ne știm de timp azi mi s-a că erai mai înaltă decât ești de obicei și nu neapărat din cauza tocurilor, pentru că de obicei porți tocuri, dar ești înaltă și că chiar ai trăsăturile unui model, așa că poate nu este o întâmplare atracția ta față de zona asta. Zimț, te rog. Când ai defilat pentru prima dată pe un podium? Uh, am defilat anul trecut, deci la 45 de ani am avut curajul să fac lucrul ăsta. Proiectul despre modeling a apărut acum vreo 2 ani, când uh, știind că am pasiunea asta și că sunt înaltă și că îmi place să mă expun, am început să fac poze, uh, shooting-uri profesioniste, am început să le pun pe rețele și să arăt lumii că Adina, care este director financiar, poate să facă și altceva decât doar job-ul ei de zi cu zi. Așa a început totul. Și uh, am făcut cursurile de modeling, așa cum ai făcut și tu A trebuit să fac cursuri de modeling să văd ce este meseria asta Cum să merge corect, uh, cum te machiezi, cum te prezinți la un casting și așa mai departe După care uh, am avut șansa să fac catwalk și așa a început totul Mie mi se pare o chestie foarte faină asta cu cursurile de modeling Dacă nimerești o agenție serioasă, că poate nu chiar toate sunt așa serioase Pentru că mai ales dacă ești adolescentă, te ajută foarte mult la postură atitudine, da, într-adevăr, înveți să te machiezi, să te coafezi, pentru că este un curs destul de amplu. Pe mine m-a ajutat foarte mult din Octavia Băițoasa a liceului să devin așa o domnișoară după care să întorci eu, privirea. Deci, pentru mine a fost ceva foarte fain, dar eu am pus în cui scurta mea carieră de modeling pentru una de profesor suprinitor de limba engleză, dar asta este da, altă da. poveste. Spune-te, rog, ce au zis soțul tău, tu ai doi copii, copii, colegii de la serviciu, în momentul în care au văzut că tu participi la prezentări de modă. Uh, o să fac o mărturisire. La modeling am luat-o și pe fica mea de 13 ani și am făcut împreună cursul. A ai, fost ai, excelent, a fost atât de frumos. Și la examen a fost. Uh, atât de emoționant pentru că ea a deschis plutonul și eu am închis plutonul și evident jurul și-a dat seama că suntem mamă și fică. Uh, familia mă, mă, susține, soțul meu m-a susținut toate proiectele pe care le-am făcut și fetița a fost cu mine, ea nu urmează și nu are aceeași pasiune ca mama ei, dar asta pe e, ea că pentru că și nu descoperit după 40 de ani. Exact. Și băiatul meu să uite na, ca și băieți, are o mamă frumoasă și deocamdată atât. <laughs> <laughs> și colegii tăi ce au spus? Adina, ce faci? Din poziția ta de director economic pe chietua când ne abandonezi, ce faci? Au fost, reacțiile au fost întâi, toată lumea vor avea la spate, adică asta a fost prima, -a, tu, prima reacție. Lumea tot vorbea și spunea a, ce am văzut pe Facebook până când un coleg a avut curajul și m-a întrebat, dar ce faci, prezinți modă? Și am zis, da, a, fac și lucrul ăsta având timpul meu liber. Uh, și acum o mai întreabă Pentru că după ce am pornit Cardinalia Și am început să recrutez modele Pentru proiecte de pe 22 septembrie uh, Colegii m-au întrebat Dar ce ai de gând să faci? Vrei să ne părăsești? Nu, nu vreau să părăsești jobul Pe care îl fac de 23 de ani totuși Nu, este o pasiune pe care o fac în timpul meu liber Spune-mi, te rog, ce înseamnă Cardinalia? Cum a început? Cum ți-a venit ideea? Cardinalia s-a născut practic acum șase ani din pasiunea mea, am uh, renunțat la jobul de director executiv din uh, din Becere, din Dita Mai Banca, ca să fac un business de haine, uh, costume, meitu mejo și bispoc pentru doamne. Pentru că Poate cool, da. ai renunțat la Dita Mai poziția de director într-o bancă pentru a te ocupa de pasiunea ta de a fi designer. Exact. Am vrut să fiu un exact. Am scris să încerc și lucrul ăsta și am început businessul Cardinalia în partea de fashion. Așa am ajuns în lumea modei și mi-a plăcut foarte tare, am cunoscut foarte multe persoane, admir toți designerii din, din România, am învățat foarte mult, am făcut și greșeli și știu și ce greșeli am făcut, din care am învățat. Din păcate, am înainte de pandemie am închis acest business pentru că n-am putut să stau departe din lumea finanțelor și m-am reîntors într-o multinațională. și Regretul și greșeala pe care am făcut a fost că am renunțat prea ușor la business de haine Dar a rămas aici, Cardinalia a rămas aici și uh, acum doi ani am zis, trebuie să o fac ceva, să o readuc Și am readus-o la suprafață prin Cardinalia Models Știi, uh, YouTube-ul și în general rețelele de socializare îți arată acolo ce gen de public te urmărește Femei, bărbați, de unde sunt, de unde propin, ce vârstă au Și am observat că în principal publicul meu este format 80% din femei tinere, între 18 mm -hmm. și 34 de ani cele mai multe și un procent de 40% până la 60 de ani, ceea ce mi se pare senzațional. Vă mulțumesc din suflet că alegeți să mă urmăriți, pentru că am un public care are diferită experiență în raport cu viața. Printre fetele care se uită la noi, dacă este vreuna care și-ar dori foarte mult să pună bazele unui, unui astfel de afaceri în domeniul ăsta, să-și deschidă propriei firmă și să se, apucă, să se apuce să facă haine. Ai spus că ai făcut niște greșeli pe care le conștientizezi acum? Mm -hmm. Ce sfat ai avea pentru astfel de fată? În primul rând trebuie să, să știe care este publicul. Pentru că eu m-am nișat pe un business fost corporatist, adică persoane din corporații, persoane elegante. Și m-am nișat pe costume, adică practic piața mea s-a limitat. limitat foarte tare. Pe de altă parte, companiile în ziua de azi nu mai au un dress code vestimentar. Și atunci, eu venind cu un business foarte elegant, companiile neavând, ne mai cerând astfel de haine, piața mea s-a restrâns foarte tare. Și, practic, clientele pe care le aveam erau foarte restrânse. Puteam să, evident, să continui, dar să extind nișa. Și am, am preferat să nu. Deci, practic primul pas pe care îl are cineva de făcut este să se gândească cui se adresează. Cui se adresează exact, cui se adresează, ce tipuri de materiale folosește, dar ce prețuri și asta este foarte important, la ce prețuri poate să vândă hainele ca să susțină business-ul, pentru că de exemplu în cazul meu, costurile erau destul de scumpe. Eu am vrut să aduc materiale și am adus materiale din afara țării, la alte prețuri decât le găsește aici și evident costumele erau destul de scumpe și atunci nu toată lumea poate să vină să-și permită să facă un costum. Și o altă greșeală pe care eu am învățat-o a fost că eu m-am adresat pieței femeilor. Noi femeile trebuie să avem foarte, foarte multe haine. Eu. Trebuia să mă văd pe mine. Știi pe... că eu sunt perfect de acord cu tine, deși am văzut că sunt foarte mulți Creatori de modă sau stiliști care recomandă să ai un dressing mai selectiv, așa, la câteva piese vestimentare și alea bătute în, în cuie și să faci diverse combinații cu ele. Dar eu nu aș putea veci vecilor să am 10 haine când într-un an sunt peste 300 de zile în care... Practic, dacă te întâlnești, ai 20 de întâlniri, s-a cam terminat cu ținutele pe care le ai. Deci, uh, și mie îmi exact. place exact. să am cât mai multe haine, dar, într-adevăr, stilul meu este unul atemporal. Și atunci când îmi cumpăr ceva, întotdeauna mă gândesc neapărat să fie în pas mm -hmm. cu moda, ci unul să mi se potrivească și, doi, să mai poată fi purtat în diverse combinații, dar și peste câțiva ani, desigur. Mm -hmm. Exact asta. Deci asta am, am învățat, că noi vrem să avem foarte multe haine și apoi, doamne, câte costume să-și ia. Da, și de, de aici le sfătuiesc pe toate doamnele care sau designerii care vor să facă lucrul ăsta, să se gândească exact la piața pe care o fac și ce anume produc. Să fiu și mai prețurile, și prețurile, în da, da. vedere că în domeniul ăsta chiar este foarte mare concurență, te duci la mult și poți să ții foarte multe piese vestimentare la niște prețuri super acceptabile și atunci, într-adevăr, e greu să fii designer în, în România. Am văzut că reacțiile au venit foarte repede după ce ai postat acel promo cu evenimentul din 22 septembrie. Nu știu dacă v-am spus că voi fi gazda acestui eveniment. M-a invitat Adina să-l prezint și mi s-a părut foarte frumos și îți mulțumesc pentru că e un loc unde o să mă simt foarte bine. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu înconjurată de femei frumoase de la care să am ce învăța, deși sunt multe femei. Frumoase la rândul lor, care aleg să fie înconjurate de femei mai puțin frumoase, ca să nu le eclipseze, probabil. Eu întotdeauna mi-am zis că vreau să am pe lângă mine femei frumoase, pentru că de la fiecare, dacă ești atentă, poți lua, împrumuta câte ceva. Deci am văzut că reacțiile au venit uh, într-un număr foarte mare. Dovadă e și numărul înscrierilor pentru acest eveniment, tu ți-ai făcut acolo un target. Ai zis, pentru primul eveniment îmi doresc foarte mult să am doar 22 de participate. De ce te-ai oprit la 22? Știi că dacă ne gândim la numerologie, 22 este un cel mai mare număr maestru, cred. Parcă așa am reținut. Nu m-am gândit la numerologie. 22 de concurente pe 22 septembrie, nu? Da, a sunat foarte bine. Dar impedimentul a fost din cauza sălii, palatului nobles unde noi mergem. Practica să iasă foarte frumos la finalul defilării, nu pot să aduc mai mult de 22 de modele, și pentru că eu vreau să fac un eveniment în care toată lumea să se simtă ca o regină, în ziua respectiv am spus, nu, mai bine limitez la un număr de uh, atâtea persoane care să vină. Um, femeile care s-au înscris, pentru că le-am văzut adeseori mm -hmm. postările pe contul Cardinalia de Instagram, sunt, într-adevăr, niște femei uh, senzaționale cu mm -hmm. vieți foarte, foarte frumoase. Fiecare lucrează într-un domeniu unde nu te-ai aștepta ca să aibă și o astfel de pasiune, de. cum de altfel, probabil, tu dacă ai fi stat la masă cu mine acum vreo 2-3 mm -hmm. ani, așezi, zeia, adina arăți frumos ca un model, dar de aici până la defila pe podium, e cale lungă. Vă invit să cunoaștem o parte din aceste femei minunate. Mă numesc Irina Stoian, sunt născută, crescută în București mă consider o persoană feminină și o supraviețuitoare. Sunt mamă, mama unui băiat de 14 ani, un copil minunat. Ca profesie sunt medic. Deși îmi place să mă imersez cu oamenii, îmi place să lucrez cu cât mai multe persoane, am ales totuși o specialitate preclinică, am ales să mă ocup de ceea ce înseamnă partea de prevenție. Dar întotdeauna am considerat că uh, activitatea mea, munca mea de zi cu zi, uh, cumva uh, trebuie combinată și cu ceea ce înseamnă hobby mele. Viața, uh, deși n-a fost mereu roz, uh, mi-a adus pașii cumva și mi-a adus în viață oameni care să facă posibil ca hobby mele să devină realitate. Astfel, uh, încet, încet, uh, în ultima perioadă, prin fotografie și modă, am reușit să cunosc oameni noi și să fiu astăzi parte din proiectul Cardinalia și consider că pot fi un exemplu de feminitate în viața mea și pentru cei din jur, atât pe scenă cât și personal. Bună, sunt Anca Chinea, sunt fascinată de creativitate și, de fapt, scena mea exact acolo a fost, pe zona creativă. Sunt digital creator, podcaster, of de media. Îmi place această zonă pentru că aduc din imaginație, din idei, ceva în realitate. Când am cunoscut-o pe Adina la un eveniment extraordinar pe zona artei, ne-am dat seama de visul ei în zona de modeling și atunci am știut. Vreau să-i fac acest vis extraordinar. Am co-creat alături de ea un concept inedit de eveniment pentru femei care sunt modele, modele extraordinare, atât în viață, cât și pe scenă. Este minunat când cunoști povești de viață altfel, când îți aduci aminte că există modele la care să te raportezi. Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de Adina în septembrie la un eveniment total diferit care prezintă modelingul peste 35 de ani într-o nouă dimensiune. Bună, sunt Cristina Cristache, designer de interior și floral din București și sunt încântată să fac parte din acest minunat proiect alături de o diversitate de doamne și pe această care vreau să-i mulțumesc, Adine, pentru oportunitate. Iubesc culoarea, iubesc florile, iubesc frumosul și cu pasiune aduc stare de bine, frumos și în diversitate în casele celor care doresc să facă parte din proiectul meu. Cu o încântare maximă, vă aștept în septembrie, în momentul în care vom defila și pe podium. Pe, ca și model, pentru că eu sunt un model în viața reală, mă consider un model, o feministă uh, convinsă, dar uh, vom avea parte și în septembrie de model în adevăratul sens al cuvântului. Sunt Aurelia Văduva din București, sunt director financiar la o companie a guvernului chinez în domeniul tabaco, sunt auditor financiar și consultant fiscal autorizat, um, am doi băieți, Sergiu și Costin. Îmi place foarte mult să călătoresc, ador florile, ador moda. În acest proiect am venit pentru a-mi face un cadou la împlinirea unei vârste mai deosebite. Vă aștept pe data de 22 septembrie să ne cunoaștem. Bună, eu sunt Ramona Cuciuc, sunt din Giurgiu, locuiesc în București de în 2003. Sunt programator de profesie, în timpul liber sunt scafandru și paravantistă. Modeling este o pasiune mai nouă. A apărut în viața mea mai târziu din cauza că diversitatea în domeniul ăsta nu era chiar punctul forte. Dar acum, datorită Cardinalia Models, am ocazia să vă invit pe 22 septembrie la Palatul Nobles unde, în sfârșit, voi avea și eu ocazia să defilez alături de alte doamne care sunt și ele model în viață și vor fi model și pe podium. Sunt Melania Farcaș, sunt din Baia Mare și trebuie să spun că sunt foarte onorată să... că am fost aliată la acest minunat eveniment, inedit chiar, și să fac parte din cele 22 de femei superbe din țară care au ales să fie un exemplu pentru cei din jurul lor. Am învățat să îndrăgesc viața mai mult în unii ultimii ani, exact așa cum este ea, cu suișuri, cu durere, fericire, pentru că tocmai în asta stă frumusețea vieții, în diversitatea ei. Cred de asemenea că cel mai, cea mai interesantă calitate pe care o putem avea noi, femeile, este chiar feminitatea, și este o armă foarte puternică, de care mi-ar plăcea să fie conștiente femeile mult mai mult, pentru că feminitatea este, reprezintă chiar frumusețea care nu va apăli niciodată. Numele meu este Alina Alexandra Dobrescu, sunt de profesie traducător autorizat pentru italiană și engleză, terapeut Theta Healing, pictor intuitiv, autor de carte, am publicat o Carte de poezii numită Inima Liriei, și am o emisiune de dezvoltare personală la Radio Terra Nova. De asemenea, și nu în ultimul rând, poate chiar cel mai important aspect al vieții mele este faptul că sunt mama a trei copii minunați și sunt foarte bucuroasă și mândră de acest lucru. Și este unul dintre motivele pentru care am ales să fac parte din echipa Cardinalia, pentru că doresc să arăt și altor femei că putem îmbina cu succes cariera, viața de familie și pasiunile. În numele meu este Adriana Constantinescu și sunt din Târgoviște. Sunt una dintre modelele Cardinalia. Mi-a plăcut foarte mult filozofia din spatele Cardinalia. Cred într-adevăr că toate femeile au dreptul de a-și exprima feminitatea cu curaj. În viața de zi cu zi sunt cercetător științific în geologie marină. Îmi place foarte mult să pictez, să dansez și să fac fotografii. La mine povestea începe în anul 2 de facultate, când o colegă din campus m-a chemat la un casting pentru modele. Și nu m-am dus pentru că am crezut că nu voi fi niciodată aleasă. Dar cumva lucrul ăsta a rămas cu mine și peste ani mi-am promis mie că îmi voi îndeplini toate visurile pe care nu le-am îndeplinit atunci. Așa că m-am alăturat proiectului Cardinalia și voi fi uh, una dintre modelele de pe Catwalk uh, la evenimentul din septembrie. Le-ați văzut? Sunt superbe, nu? V-am spus. Și pe podiumuri să fie și mai frumoase, pentru că va fi seara în care vor străluci și se vor simți ca niște adevărate regine, ca niște modele de la Victoria Secret, poate. Uh, aș vrea să-mi cer scuze în cazul în care vi se pare că sunt un pic înfundată și vorbesc așa un pic mai greu, este pentru că sunt aproape răcită fără febră și fără să transmitie ceva, dar nu-mi nu dau seama că sunt răcită sau am doar o alergie. Cert e că realizez că nu funcționez la parametrii normal, dar îmi cer scuze, da? Uh, spune te rog, de la Cardinalia, brandul tău de haine, la Cardinalia Models, teoretic ar fi doar un pras. Practic, nu e chiar așa. Uh, Care-i povestea cu Cardinalia Models? Păi, după ce am defilat uh, prima dată pe... Un podium de catwalk și am văzut care e sentimentul. Am spus că trebuie să repet eu pentru mine. Deci, sentimentul pe care îl ai când defilezi pe un podium este uh, nu poți să-l compari cu nimic din ce am trăit eu în viața mea de mamă, soție, prietenă, partenere, antreprenoare, nu. Și am spus că trebuie să repet. N-am știut la început cum să-l repet și am început să mă scriu la uh, filmele de casting, agențiile de casting, atât în România cât și în afara țării am primit invitații la castinguri, dar numai la castinguri pentru reclame. Uh, nu m-am simțit, am fost la câteva, nu m-am simțit în largul meu să fiu soția unui, unei persoane care au un credit de la bancă. Și atunci am spus, ok, castingurile de reclame nu prea sunt pentru mine, totuși aș mai vrea să defilez, ce să fac? Și m-am gândit la a face un chetuc pentru femei ca mine. Da? în care și mie îmi dau șansa, dar să dau șansa și altora să trăiască aceeași experiență. Și așa a apărut Cardinalia Models. Deci, practic, oferă o experiență tuturor doamnelor care și-au dorit să facă catwalk, să fie modele, care au strălucit pe cu totul alte podiumuri și vor să vină la Cardinalia. Deci, practic, asta este Cardinalia Models. Mi se pare Chiar mi se pare o idee foarte faină pe care am apreciat-o, ți-am spus din start. Îți urmăresc contul de Instagram, vreau să vă spun că eu cu Adina ne cunoaștem de câțiva ani, ne-am întâlnit la concertele Direcției 5, pentru că și ei îi place muzica celor de la direcție 5, nu doar mie. <laughs> și acolo ne-am întâlnit și prin urmare ne-am împrietenit și pe Instagram, căci practic așa se poartă. Și acolo am văzut adeseori mm -hmm. și parcă tot mai mult în ultima perioadă că ești prezentă la diverse prezentări de modă. Una a fost chiar acum vreo două zile, te-am exact. văzut într-o rochie albă superbă. Vreau să-ți spun o întrebare care sper să nu ți se pară așa indiscretă. Aceste prezentări de modă sunt plătite? Aceste prezentări la care eu am fost nu sunt plătite, pentru că eu merg din pasiune. Cred că dacă m-ar chema toată lumea la prezentării de modă, ar merge doar din pasiune. Pentru că nu că, deocamdată, nu mi-am propus să trăiesc din ăsta. Uh, Oricum, asta. ai jobul tău. Exact, dar există și prezentări la care modele sunt plătite. Și cum poți spune și castingurile la care am fost invitată, acestea sunt plătite și remunerate chiar foarte bine. Ei, asta da, pasiune. Uh, știu cum e, pentru că și eu am făcut de-a lungul timpului. Uh... Asta nu de atât de multe ori, pentru că eram și foarte tânără atunci și mă duceam la tot felul de prezentări de modă, în special în Târgu Jiu și în zonele, în orașele din apropiere, dar bucuria aceea de a defila pe podium, de a fi urmărită de toată lumea, cred că acela a fost momentul, pe la 16-17 ani, când am zis doamne, eu pentru asta m-am născut, eu trebuie să fiu pe scenă, nu în public. Dar da, e un sentiment foarte fain um, și E o chestie faină să poți să dai ocazia și altor femei care simt la fel ca tine, dar n-au unde să-și exprime aceste sentimente, să le dai ocazia de a putea trăi o seară măcar, mm -hmm. bă, așa cum visează atunci când se uită poate la programele astea TV unde vezi diverse prezentări mm -hmm. de modă. Uh, tu cât te vezi făcând chestia asta cu modelul? Păi, din moment ce am uh, început-o și... Având în vedere ceea ce am învățat la Cardinalia Fashion, nu renunț. De, uh, pe termen mediu și lung, uh, target-ul ar fi să fac o agenție de modeling cu modele peste 35 de ani, pentru că suntem într-o lume în care toată lumea promovează diversitatea. De ce nu am promovat diversitatea și modeling? În continuare, designerii și, uh, și agențiile de, de mod, atunci când fac o selecție de modele, au targetul 15%. 25, cu înălțimea peste 1,70, 90, 60, 90. Modelingul clasic, da? Asta doar din lumea asta recrutează. Și atunci, dacă tot trăim într-o lume diversă, cu diversitate, haideți să ne uităm și la modele peste 35 de ani, care sunt femei superbe și care sunt modele și în viață. Adică ele pot fi modele și pe o scenă de, de catwalk și evident că ele emană o feminitate aparte pe care modelele tinere probabil că nu au. Așa e, pentru că multe vin, stilul, printre altele, odată cu înaintarea în vârstă, siguranța pe tine, adică dacă mie mi-ar fi spus cineva că la 30-40 de ani, nu știu, poate că încă aș fi în căutări, m-aș fi zis, da, e posibil, dar de fapt, cum e și un român femeie la 30 de ani, într-adevăr, atunci te știi foarte bine, iar de la 40 în sus cu ce să te mai păcălească cineva Correct. când uh, deja ai văzut și ai trăit atâtea și știi exact mm. ce vrei și practic nu mai ai timp și nici energie să stai la discuții în condițiile în care nu rezonezi cu persoana care se află în fața ta. Deci, uh, go for it, Adina, că o să fie bine. Spune-mi, te rog, ce așteptări uh, au femeile care s-au înscris la acest eveniment? Ce ți-au spus? Uh, Primul lucru pe care ele vor să-l să trăiască este, de fapt, experiența. Ele vor să aibă această experiență pe care și eu am avut-o. Atunci când am făcut înscrierile, am avut o jumătate de oră cu fiecare la telefon, în care am cunoscut persoana, m-au cunoscut pe mine și mi-am dat seama că vor să trăiască experiența pe care și eu am trăit-o. Ce fac ele mai departe? Dacă vor să continue, eu le dau șansa să rămână în Cardinalia Model și, cum spuneam, poate pe termen mediu și lung să am o agenție de, de modele peste 35 și este, le dau practic o poartă de ieșire din lumea lor de femei frumoase, mame, carieriste în lumea asta frumuseții. Am modelingului. Ce spun designerii când mergi la evenimente de modă? Dă-mi da secundă, în primul rând, în momentul în care tu mergi la aceste uh, prezentări, mai întâlnești femei care au aceeași vârstă cu tine, că eu sincer nu prea știu. Au fost la ultima prezentare, care a fost chiar acum dou două zile. Au fost uh, plăcut surprinsă să o cunosc pe Lili Stan, este un model internațional, care este de vârstă uh, cu aproape cu mine, este 40 de ani, o femeie superbă. Uh, se poate, de deci se poate să rămâi model uh, la un nivel înalt uh, și peste 40 de ani. Chiar îmi povestea că în septembrie merge la Fashion Week în uh, New York, deci foarte frumos. Ea e româncă? Este româncă, da. Este o femeie foarte inteligentă, pe lângă modeling cu pe care l-a practicat de 30 de ani încoace. Deci că... cum o cheamă? Lilistan. Uh, Lili Înțeles, nu Lilith? Lili? Da, Lili, da, Lili, da. Lili Stan, Da, Lilistan. Uh, ea merge, deci face modeling, dar este are și un job în paralel, foarte opriment, foarte inteligent. Am stat și am vorbit cu ea după prezentare vreo două ore. Ține, la noi în România sunt niște idei așa preconcepute referitor la persoanele publice în principal. Dacă ești, arti dacă ești artist mm -hmm. și ai trecut de o vârstă, deja oamenii te privesc așa. Dacă tu te îmbraci într-adevăr ca o divă, ca o artistă și apar pe scenă, oamenii zic ai muncă, ai îmbătrânit, ce mai faci? Dar ei nu se gândesc de fapt că artistul și domeniul ăsta în care tu te îndrepti acum atenția, tot zona asta ține. Artistul e altfel, el nu este un om oarecare, nu merge ziua la birou ca tine, știi, tu mergi ziua la birou, dar ziua la birou, este de artistă. Artiștii trăiesc altfel, la un alt nivel, gândesc lucrurile altfel, văd viața altfel. Și noi ne uităm totuși la Madonna sau mare artiști din afară, care, indiferent de vârsta pe care ar avea o share, iată, te uiți înspre ei și accepti că uh, apelează la niște intervenții chirurgicale pentru a fi mai sembră că se îmbracă mai nu știu cum atunci când apar pe scenă, că ce este firesc. Mamă, dar în România, dacă o artistă trecută de 40-45 face așa ceva, deci o decapitezi. Suntem uh, cu o mentalitate foarte, foarte... ...cei mai mulți dintre noi. Prea puțin avem mintea deschisă să înțelegem lucrurile așa cum ar trebui să o facem, deși avem pretențiile de a gândi ca în afară, dar când vine vorba de practică, practica ne umoară. Punem, te rog, cum va fi acest eveniment de pe 22? Cine poate să participe acolo, în afară de cele uh, 22 de modele, afară de cele 22 de modele da? Uh, o să participe 120 de persoane, inclusiv cu modele, invitațiilor și invitații pe care eu, eu, eu îi aduc. Este un eveniment care va fi transmis live pe Facebook și din mai multe persoane, din păcate, nu pot să aduc din nou pentru a face un eveniment luxos în care să nu ne înghesuim, să putem să socializăm după ce avem experiența chetocului. Deci este un eveniment limitat tot. Deocamdată este un eveniment restrâns din pricina faptului că spațiul de acolo un loc foarte fain, dar spațiul este restrâns și atunci atât îți permite capacitatea lui. Dar pentru că simt așa cumva că, de fapt, perspectiva este de a organiza și alte evenimente, se trece prin mintea asta? Da, adică sigur. mă gândesc că nu te oprește. Nu, 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 nu. o să opresc aici, din, pentru că uh, evenimentul a fost perceput foarte bine. M-a copleșit și pe mine și m-au copleșit și persoanele care, numărul de persoane care s-au înscris și au vrut să participe. Și atunci ne am spus, trebuie să fac și ediția 2. Uh -huh. Nu o să reușesc să fac anul ăsta, pentru că încă mai am jobul să și o să am jobul meu în continuare. Dar plănuiesc la în prima jumătate a anului viitor să fac și evenimentul 2, și într-un uh, cadru mai mare. Dar nu simți că ți ocupă foarte mult timp treaba asta cu cardinalii, adică mai ai energie și pentru jobul tău? Ce program ai la job, apropo? Uh, teoretic, de la 9 lasă șapte Dar <laughs> fiind director. <laughs> uh, eu lucrez la task -uri. Deci, întotdeauna lucrez la tascuri și cer echipele mele să lucreze tot la tascuri. Evident că trebuie să fim între anumite ore să fim cu toții la birou pentru a participa la meeting-uri și așa mai departe. Dar eu nu am fost niciodată persoana care să fiu legată de 9-17. Uh -huh. Dacă am o ședință la 9, evident, la ora 9 sunt la birou sau dacă am o ședință la 6 seara, sunt acolo la, la birou dar pe măsură ce am înaintat în carieră am devenit mai eficientă și știu să fac lucrurile mult mai ușor decât le făceam la începutul carierei. Iar uh, cardinalia îmi dă așa o multă energie încât chiar sunt foarte eficientă la, la birou și chiar vreau să transmit un mesaj companiilor și managerilor din companii că trebuie să-și lase angajații să-și facă și pasiunile lor. De fapt, noi suntem generația, eu și plus sau minus 10 ani față de mine, suntem generația care am fost educat să trăim, să muncim. Eu așa am crescut, că trebuie să muncesc și să muncesc, altfel nu. Trăim ca să muncim? Nu. Exact. Nu muncim ca să trăim. Și ne, ne uităm ciudat la persoanele mai tinere care vin în companiile noastre și care ne spun, um, am și eu o viață. Și am învățat de la ei că, da, trebuie să aibă și eu o piață. Mie, după ce am plecat din sistemul bancar, mi-au trebuit trei ani să-mi dau seama că, da, pot să fac și altceva. Da. Nu, nu pot să fiu finanțist, dar pot să fac și altceva care mă completează. Ți-a fost greu să-ți găsești direcția pentru că, în momentul în care îți uh, schimbi jobul după foarte mulți ani în care ai, ai străduit să fii foarte bun în acel domeniu, într-o zi te trezești așa că. Uh, Ok, și eu acum ce fac? Ce cum a fost pentru tine. Mi-a fost, mi fost destul de greu. Tocmai asta am spus că mi-au trebuit mi trei ani ca să mă reorientez. Tot trei uh, ani ai stat și te-ai gândit ce o să faci? După ce am plecat din bancă, am stat uh, încă un an. Un an ce am, mi-am umplut timpul cu Cardinalia, și după care m-am reîntors în, uh, în multinațional, în compania mm -hmm. în care sunt uh, acum. Și atunci compania la care sunt mai educat și pe mine că, măi, poți să muncești și să ai și o viață după. Deci compania m-a educat și pe mine, dar mi-a fost greu să, să, fac și altceva. Și atunci, după programe, mi-am umplut timpul cu Cardinalia. Am început să fac, să mă duc la sport în afara orilor, nu la 5 dimineața, cum obișnuiam să mă duc înainte. Să fac multe, să mă întâlnesc cu prieteni, să ies în oraș, lucruri pe care le înghesuiam întotdeauna în weekend. Deci, cu alte cuvinte, tu ai și norocul de a lucra într-un mediu care îți permite să te dezvolți și yeah. pe această latură, că ciucătează yeah. foarte mult, pentru că de cele mai multe ori angajatorul confundă puțin lucrurile și are impresia că i-a parțit chiar și după ce s-a exact. terminat programul. Da. Vin mail-uri și dacă tu nu răspunzi la un mail care a ajuns seara la 8 în condițiile în care ești liber, nu e bine. N-ai văzut mail-ul? Păi eram puțin liberă. Da, da, era totuși un mail foarte important. Deci ai norocul de a lucra în radio da. care să-ți permită. Eu asta și promovezi și la job promovezi trebuie să lucrăm la task, trebuie să fim eficienți. Hai, nu ajută, uite, poate că pe lângă această direcție a ta cu Cardinalia Models de a inspira și alte femei să ți se alăture, poate reuși să schimbi ceva și în acest domeniu în care angajatorul are uneori pretenții exagerate și are impresia că angajatul îi aparține mm -hmm. și exagerează puțin, Correct. puțin de mai multe ori, practic. Și trebuie să înțeleagă pentru că af, pentru a fi eficientul un angajat are nevoie să aibă mintea limpede și să vină cu bucurie la job pentru că în timpul liber nu muncește pentru job, ci face ceea ce îi place, nu pentru el. Corect, exact asta am descoperit și eu. Minunat. Adina, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența la Gândul Bun eu. Sper că te-ai simțit bine. De abia să, ne să vedem. bine. Da? Te abia aștept să ne vedem pe 22 septembrie la Palatul Nobles. Eu le invit în continuare pe doamnele și domnișoarele care ne urmăresc să se înscrie pentru că chiar dacă acum nu mai sunt locuri pentru evenimentul de pe 22 septembrie, va urma o nouă ediție și aveți încredere și în mine și la Dina pentru că știți că eu nu vă fac recomandări așa de amorul artei, ci doar recomand lucrurile în care eu cred. când am în fața mea un om care asemenea mie își urmează visul, fiecare cu visul ei, dacă eu nu am visul de a fi model. Eu am visul de a munci la ceea ce îmi doresc eu și tu ai acest vis. În momentul în care ai astfel de oameni în fața ta care ți se aseamănă într-o oarecare măsură, N-ai cum decât să îi susții și să le strângi mâna, de <laughs> tac și să te felicit Mulțumesc. și îți doresc succes. Trebuie să facem ceea ce ne place, pentru că o viață avem, și dacă nu în viața asta, atunci când gând. Te mă Gânduri bune!